Ultima dată pensiune am avut 38. Nu. Pentru prima zi de vaccinare, aproape 70 de persoane au fost programate pentru imunizare la centrul deschis special la șantierul naval Constanța. Toți cei care se vor vaccina aici vor primi serul de la Pfizer. Unii și-au adus la imunizare și membrii familiei. Este și cazul doamnei Geta, funcționar administrativ într-o secție a șantierului, care a venit cu soțul și fiul. Ni s-a oferit șansa asta ca să ne vaccinăm aici și cu toții în familie a fost mai ușor. Eu am făcut deja COVID-ul, ei nu, și să avem protecție. Ei sunt navigatori amândoi. Cum trebuia să ne vaccinăm, că noi suntem și eu și băiatul marinar, navigăm și ne trebuie vaccinul. Și cu ocazia asta scăpăm mai repede. Chiar ne bucurat că suntem aici la locul de muncă și ne putem vaccina. Nu mai e pierderea aceea de timp. Șantierul naval Constanța are în jur de 1000 de muncitori. Aproximativ 35% dintre aceștia s-au vaccinat înainte de debutul campaniei de la locul de muncă. Mai sunt circa 600 de angajați care ar putea să se vaccineze. Pe platformă lucrează și un număr de circa 400 de subcontractori. Atât pentru angajații proprii, cât și pentru subcontractori, am invitat împreună cu familiile lor să vină aici să se vaccineze. Săptămâna trecută am început la Mangalia, astăzi suntem la șantierul naval în port. V-am organizat la pavilion două fluxuri dedicate pentru operatorii care au mai puțin personal sau nu au posibilitatea de a-și organiza un punct de vaccinare în cadrul instituției. Personalul care se ocupă de imunizare la șantierul naval Constanța este asigurat de Direcția de Sănătate Publică a județului. Chiar și așa, compania are un asistent care poate interveni în caz de nevoie, dar și personal propriu care să intervină în sprijinul cadrelor medicale.